Cândva, romașcanii care mergeau în cimitir să aprindă o lumânare în amintirea rudelor plecate în lumea celor drepți, aveau parte de liniștea și de umbra unui copac. Acum, arborii din cimitir, în special cei de pe aleea principală, au fost tăiați pentru că, fiind prea bătrâni, puneau în pericol trecătorii și puteau distruge rețeaua de iluminat din cimitir, dar și rețeaua de radioficare a bisericii din zonă. Locul lor a fost luat de copăcei tineri, care însă nu vor crește la fel de înalți. Ca și oamenii și copacii au anumită durată de viață. Din nefericire, copacii din centrul aleii principale au îmbătrânit și ca să evităm să cadă singuri jos, au fost nevoie să-i tăiem. Dar, pe cum se vede, s-au pus copacii care nu cresc atât de înalți și sperăm în cel mai scurt timp să ofere și umbra necesară pentru cei care vin mai des. În altă ordine de idei, copacii care au fost tăiați puneau în mult mai mare pericol trecătorii din cimitir decât faptul că îi bate soarele în cap. Da, nu numai era un pericol pentru trecători, dar și pentru rețeaua de iluminat, pentru rețeaua de radioficare a bisericii, deci mai multe inconveniente. În consecință, romașcanilor li se recomandă să evite în perioada prânzului vizitele la mormintele rudelor. În primul rând, să evite prânzul. Noi aici avem sursă de apă, deci nu e problemă, dar, în general, dimineața, după amiază, mai ales că cimitirul e frecventat de persoanele în vârstă. Nu sunt medic, dar cam asta ar fi dimineața. Suntem aici, rezolvăm și problemele. La fel ca multe alte zone ale orașului, și cimitirul începe să rămână fără umbra copacilor falnici de odinioară. Din nefericire, nimeni nu s-a gândit când a trebuit că arborii vor îmbătrâni și că în locul lor ar trebui plantați alții din timp.